Pentru cei născuți în zodia racului, săptămâna viitoare este aducătoare de puține evenimente. Nu sunt atât de solicitați cum sunt nativii din alte semne zodiacale. Există un marcaj puternic pe axa casei banilor munciți, a banilor care reprezintă salarizarea și a banilor obținuți prin speculație, ajutor, susținere sau tot felul de situații agreabile și favorabile. La acest capitol, lucrurile par să aibă un gust dulce amărui. O parte bună, mici situații favorabile, posibilitatea de a se descurca ori de a fi ajutați, dar și destul de multe necazuri, îngrijorare, stres, vești proaste, pierderi sau situații pline de disconfort. Este foarte multă viață și activitate chiar pe acest segment, pentru că acești nativi sunt obligați să se mobilizeze, să gândească, să acționeze, să se miște, cum se spune metaforic, să facă o serie de demersuri pentru ca întreaga lor situație financiară fie să rămână stabilă, fie chiar să se amelioreze. Deocamdată nu se poate vorbi de niște venituri care să rezulte de la locul de muncă sau dintr-o desfășurare, oricare ar fi ea, a unei activități profesionale. S-ar putea ca aceste lucruri să se petreacă, să fie o realitate, dar noi nu le putem vedea pe harta cerului, așa cum este ea configurată pentru această zodie. Pe 28 și 29 ianuarie, luna, în semnul lor natal, o lună puternică în domiciliu, va aduce o serie de contradicții. Pe de o parte, o mare nevoie de interioritate, de stabilitate prin relațiile de familie, prin spațiul protectiv, călduros, din punct de vedere metaforic, al tuturor rudelor, dar, pe de altă parte, o anume distanță și răceală în relațiile parteneriale. În acest răstimp, cei născuți în semnul racului pot să resimtă mai acut decât în alte dăți, anume animozități, anume înstrăinări. Să le apară mai pregnant o anume relație de familie care nu funcționează. Să-i deranjeze mai mult decât în alte dăți comportamentul, temperamentul sau postura în care se situează partenerul de viață. Vor trăi într-un fel oarecum dureros o anume animozitate, o anomalie sau o îndepărtare de partener. Și-ar dori să trăiască altfel, să poată să comunice, să poată să se bazeze pe acela, dar realitatea îl face să vadă o serie de elemente care numai despre armonie și solidaritate nu vorbesc. Există o durere interioară reținută, o anume sobrietate, o anume tristețe sau o anume resemnare. Lucrurile nu sunt foarte grave, dar țin de un anume plictis al vieții în doi sau de o anume concluzie care se poate adăuga peste altele, la fel de nemulțumitoare și care nu fac decât să construiască un registru al tăcerii, al îndepărtării, al înstrăinării și al uitării, al lor pentru celălalt și al celorlalți față de el. În acest context, se poate spune că dialogurile sunt neplăcute ori stridente și dacă nu este vorba de soți, dacă este vorba de parteneri într-o afacere, dacă este vorba de o relație de colaborare. Ceva îi va deranja, îi va jigni, îi va pune la încercare. Vor avea senzația că sunt umiliți, că sunt forțați, că sunt constrânși să accepte lucruri care nu sunt în concordanță cu idealul lor de viață, cu conduita, cu speranța sau cu nevoile lor reale, firești, actuale, de azi pe mâine. Vor face multe lucruri împotriva voinței lor. Împotriva altora se vor revolta, dar va fi o revoltă inutilă. Până la urmă vor ceda și vor fi obligați să onoreze o serie de chemări, să răspundă la o serie de provocări, într-un fel pe care nu și l-ar fi dorit până acum. Acea zi de 29 ianuarie însă poate să le aducă lor o serie de situații pe care nu le așteptau, să fie favorabile sau deschizătoare de noi drumuri, de noi porți și de noi lumini, într-un spațiu al iluminării, al delectării sau al rezolvării unor chestiuni importante. Depinde de situație, de vârstă, de preocupări și de miză. Acești oameni pot, de exemplu, în această zi de 29 ianuarie, să se întâlnească cu o persoană deosebită și să aibă o discuție lămuritoare sau, într-un anume context, să vină spre ei o informație.
că este vorba de un tratat, de o carte, de un text de lege, de o consultație, sau că sunt martorii unor secvențe de viață pline de învățăminte. Ei vor trage concluziile necesare și vor avea un beneficiu uriaș. Este un moment când ar trebui să fie atenți la tot ceea ce se întâmplă în preajma lor. Totul are o semnificație deosebită și chiar dacă într-un anume plan lucrurile merg prost, nu merg pe toate planurile prost. De aceea, înclin să cred că perioada 28 și 29 ianuarie poate să fie una bună sau spectaculoasă pentru toți cei care desfășoară și alte forme de viață și activitate decât cele pragmatice și încărcate de rutină, de praf și de animozitate. Poate să existe un moment de mare izolare sufletească și de frumusețe prin cufundare în ceva, în muzică, în religie, în artă, în meditație, în filozofie, în călătorie, în autodescoperire sau într-un hobby. Există un moment al uitării, al izolării și al unei